ce. Și care eu cel, eu bea știu. Eu bea știu. 17 grade. Eu am 17 grade. Atunci rezultă... 17 grade egal cu... Nu, a, rezultă că măsura de partea aia. Măsura lui BOC. Măsura lui BOC. E de două ori, nu? De două ori măsura a lui... E de două ori măsura e o... o măsura BOE. De două ori măsura lui BOE. Și egal cu de două ori 17? Adică 34. 34 de grade. Terminat problema. Insist. Trebuie să punem pe pagină, în pagină tot, dar tot. Asta urmează. Profesorul ăsta urmărește. Nu ne permitem să... Am tradus, că e bisectoare, că face, unul eu știu, celălaltul. Toate rezultă, se facă oglindă. Îmi spunea de David că la lucrarea care a avut-o, profesorul a remarcat că a redactat foarte clar. Așa trebuie să facem. Eu fac acest lucru cu drag pentru voi, dar mă gândesc la cei foarte mulți care vor urmări. Așa trebuie făcut. Mergem mai departe. Da. Am și bea, poți mânt două lucruri. Da, da. Acum problema nu da. Și pe care celălalt dar. Și facem problema asta. Bun, ha, 6 de la pagina 179. 6 de la 179. Se dau unghiurile adiacente A, O, B și B, O, C. Deci în ipoteză. Hai să mă vă... În ipoteză. Avem. Adică informația care îi se dă de autor. Și înscrii, așa. A, O, B și B, O, C adiacente. A, O, B, unghiul A, O, B. Și B, O, C, îmi place. A, O, B, se termină un O, B, începe B, O, B, O, C, adiacente. Adiacente. Are dreptate autorul. Deci, A, O, B și B, O, C sunt de adevărat. La final de o să fie O, B, A, O, B se termină în O, B și B, O, C începe cu B, O. Asta e, mă, asta am vrut. A, O, B se termină în O, B. La B, O, I, linia. O, B, dreaptă. Așa, dreaptă. Stabiliți dacă semidreptele A, O și O, C sunt opuse, știm că stabiliți dacă semidreptele O, A și O, C sunt opuse, dacă două puncte. O, A și O, C sunt opuse. O, A, semidrepte O, A și virgulă O, C. Le pun în paranteză pătrată, în O. O, A și O, C sunt opuse. Și s-a venit dacă semidrepte acestea, O, A și O, C sunt opuse. Sunt opuse știindcă, amic. Știindcă. Amic. Măsura unghiului A, O, B egal cu 72 de grade. Amic. Măsura lui A, O, B. Egal 72 de grade. Da. Și măsura lui BOC egal 108 grade. Egal cu 108 grade. Măsura lua 72 și BOC fac 108 grade. Încercăm să gândim din ipoteză. Păi știm în primul rând că AOB și BOC sunt adiacente. Și știm și măsurile. Adică AOB înseamnă un unghi asuțit. Un unghi, da. Da, care de 72 de grade. Da. Iar BOC în continuare de 108 grade. Bun, să facem așa. Să desenăm, că este foarte important de desenat. Deci, să... Pornim de la OA. OA. Construiesc un unghi acum de câte grade a spus? De 72 de grade. 72 de grade. Dacă sunteți rigoroși, din desen ne va ieși exact rezultatul. AOB. AOB. Și știm că
OBC, BOC este 108 grade, adică vom pune ca pe ea. Motorul pe ea. Vom face 108 grade. Acum, 108 grade. Și 108 grade, atenție, măsurați cu multă exactitate, cu precizie asta, 108 grade, 108 grade. Și iată cum mi-a ieșit, unesc acum pe cele două. Deci unghiul ăsta e de 108 grade. Ce? Și ne întreabă dacă ele sunt, semidreptele astea sunt opuse. Adică dacă OA și OC ar fi... Ce? Așa, dacă sunt opuse. OA cu OC sunt opuse? Păi da. De ce? Aceasta e opuse. Deoarece BOC se găsește în semiplanul drept și BOA sunt primite în semiplan. Da, ceva cu semiplan te gândești tu. Dar opuse, ce înseamnă unghia lungit? Un de 180 grade. Un de 180 grade. Și cum îl desenăm? Uite așa. Și încă o dată aici. O, A, C. Ei, cum sunt acestea? Dacă unghiul de 180 grade, sunt opuse, măi. Păi ăsta nu sunt opuse. Deci unghiul? Pentru că iau, de 180 și 62, cât faci? 180 grade, au acest coliniar. Este asta povestea. Deci, un unghi alungit e format din două semidrepte opuse. O, A și O, C. Două semidrepte. Ca orice unghi și el, ca orice unghi are două semidrepte cu aceeași, cu aceeași origine, două semidrepte, și când se întâmplă să facă 180 de grade, înseamnă că sunt, e vorba de unghiul alungit, cum spuneam, și e vorba de faptul că cele două semidrepte sunt opuse, una într-o parte, și una da? Deci dacă ar duce așa, și asta a împărțit planul în două semiplane, orice dreapte care trece pe în vârf, pe asta o situează într-un semiplan și pe cealaltă semiplanul celălalt, da? De ce se cheamă opuse? Bun. Sunt fiind pe aceeași dreaptă, una într-un sens și altul în celălalt. Cum redactăm? Acum, cum redactăm? Aș vrea pe tare să o invit să redacteze acest lucru. Cum zice, de la ce plecăm? Întotdeauna plecăm de la ce știm, copii. Din ipoteză. Ce știm? Un act de acest lucru, că sunt unghiuri adiacente, știu sigur ce înseamnă despre cine, la 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 la. Acum asta e măsura lui AOB. Măsura lui AOB este de 72 de grade. Am invitat proprietarea. AOB. Egal de area cu. Vorbește cu mami. Vorbește. Măsura lui AOB. Nu trebuie să scrii și pe unul să vorbești. În timp ce scrii, vorbești. Da? Deci în timp ce scrii, vorbești, și atunci îmi zice, măsura lui AOB 72 de grade. Așa, dedesubt. Măsura lui... Vorbește... Uite pitam, uite, BOC. Pitamul sau pe căițelul tău? Uite, măsura lui BOC, 108 grade. Măsura lui BOC, egală cu 100... Din toate trei. 8 grade. Din faptul că s-a adiacent deja în măsurile astea. Îți permis să spui că tot unghiul... Numai acum îți permis să spui că tot unghiul... Măsura unghiului AOC, AOC, știu, AOC, adică ăsta plus ăsta, cât e egal? Egal, scrim asta. AOC egal cu măsura unghiului AOC. Și al BOC plus... OB. Plus, da, plus fiindcă din amă adiacente, asta îmi dă voie. Și egal. Plus măsura lui BOC. Și egal cu... 172 plus 108
grade și egal cu 180 de grade. Și de aici rezultă și ele sunt din cauza că mi-a dat 180. O A și orice sunt opuse. O A și virgulă orice opuse. Sunt semidrepte opuse. Bun. Iată că acum la punctul A am răspuns. Punctul B. Măsura unghiului AOB egal cu? În măsura AOB. AOB. Egal cu 52 de grade și 30 de minute. De grade și 30 de minute. Minute. Măsura unghiului BOC egal cu 67 de grade și 30 de minute. La fel, sunt stabilind dacă sunt opuse, știind asta. Păi, putem să le adunăm. Adică măsura AOB plus măsura BOC. Trebuie să construim, e altă figură. Nu, dar foarte, trebuie să construim mai alte situații. Construiesc 52 de grade și 30 de secunde. 30 de secunde? Adică nu sunt 53. Nu, 52 și jumătate. Și jumătate. Acolo, cât de cât. Cât de cât, aproximativ. Nu o să spun cu o precizie maximă. Gradul acela, de la liniță la alta, dai și tu în două pui. Exact, nu-l faci 52, nu-l faci nici 53. Îl faci doar jumătate, așa. Așa, așa. Ia ta să șterg ceva, nu? Da. 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 Asta înseamnă munca de început în geometrie. Și greu. Pentru că e aici, de asta mi-e place de treia. Și în clipa în care nu știm să construim un unghi, nu știm nu știu ce, trebuie să complicăm. Da, păi tuturor să ne placă, o să vedeți. Deci ce facem aici? Îl fac aici. E bine așa, pentru că ai să ai loc mai mare. În tot timpul, figura să o facem în partea dreaptă și aici să scriem... O, A. Da? Bun. O, A. Că eu fac între O, A și 52 și 30, da? Iată, fixăm. 52 și nu chiar 52, un pic mai sus, da? 52 și 30. Bun. Le unim. Așa l-am descoperit pe AOB. AOB. Și punem aici că am muncit noi aici. 52 de grade și 30 de minute. Bun. Acum faceți-l pe BOC. BOC. De pe OB. Pun BOB. Așa. Și fac 67 și 30. BOC. 67. Da, și mai rapid. 30. 67 de secunde, de minute. Bun. Știm asta. Și vrea să știe dacă acum OA mai este opusă cu OC. Aici pune 67. Și câte? Și 30, da? Și aici ce? Întrebarea, OA și OC mai sunt opuse? Da, mai sunt OA și OC? Păi deci și spune cu toată hotărârea, nu sunt opuse, că ar trebui să fie ca înainte, să fie așa, în prelungire, nu? Eu zic cu emoții, că da, nu da, da. Bine. Dar tu ești să nu uitându-te la mine dacă... Întrebător, oare, da? Trebuie să zic așa? Da. Deci sunt opuse? Ca să fie opuse, trebuie să... Dar chiar au văzut dreptul pe dreapta OA. Nu prea cât să ați fac unghiuri? Cele două unghiuri asumate, cât trebuie să trebuie fac? Trebuie să fac 180, așa că aici o să fac 120. Nu știu cât o faci acum, vedem imediat. Dacă făcea 180, ar fi ăsta, cum nu simțim că nu ajungem acolo, înseamnă că nu sunt opuse. Și acum să mă conduci la redactare. Demonstrație. Acum, noi ne-am fixat. Deci în minte știm ce avem de făcut. Știm rezultatul. Dar să-l comunicăm în scris. Și tot de la asta plecăm de la AOB și BOC adiacente. Neapărat. Deci asta este informația de bază pentru toate punctele. Da? Deci. Unghiul AOB, unghiul AOB și unghiul BOC. Adică în vecinare. Măsura lui AOB. Da, dar mai clar. Mai tare, dar măsura lui AOB este egal cu 52 de grade și 30 de minute.
și măsura lui VOC este egală cu 67 de grade și 30 de minute. Și din toate cele trei rezultă că AOC tot. Măsura lui mare, formată de AOC. Este egală cu măsura lui AOB. AOB plus măsura lui VOC. Și egală cu 120 de grade. Egal cu sumându-le numele, și fac 120 de grade. Rezultă din asta, fiind la 120 de grade. 120 de grade, spun, e mai mic decât 180, atenție. E așa mai mic decât 180 de grade. Și asta îmi face să trăiesc. Cum să știu că... OA și OC. OA. Sinivetele, OA, OC. Și OC nu sunt opuse. OC nu sunt opuse. Opuse. Diferit de opuse. Cum se, ce fel de unghi este ăsta? Dacă nu-i nici nul, nici alungit. E obtuz unghi. Obtuz unghi. Obtuz, da? Obtuz. Deci rezultă că unghiul AOC. AOC. Obtuz. Obtuz. Că e mai mare de 90. E mai mare de 90, da. Deci e obtuz și se cheamă că e unghi propriu. Propriu. Deci, da, cele improprii sunt alea anumule și alungite. Da? Propriu. Deci, e un propriu. Și alea proprii sunt ascuțite. Drepte, care nu sunt alungite și nu sunt în ură. Da. Să vedem mai departe. Am avut o problemă de acasă, Dania. Deci... Haideți, cu ușor, ușor, ușor. Ne dăm drumul, nu se poate. De 66. Da, pornim greu și de aceea se consumă mult timp, dar nu avem, trebuie să avem răbdare. Dacă vreți cantitate, fac o scriu pe tablă repede. Nu, nimic. Și atunci copii de pe tablă, dar nu am făcut nimic. Ce? Acasă veți putea continua să faceți celelalte probleme dacă ați înțeles acum să porniți. Corect. Deci nu degeaba fac asta. Deci cu un consum maxim de energie și cu dacă investiți maximă, ca să vă puteți descurca. Da. Problema 18 de la pagina 189. În ipoteză, unghiul AOB și BOC, două unghiuri adiacente suplementare. AOB și respectiv BOC. BOC. Adiacente suplementare. Adiacente. Suplementare. Astfel încât măsura unghiului BOC. Așa încât mai adaug. Măsura unghiului BOC este egal de 5 ori măsura unghiului AOB. De 5 ori măsura unghiului AOB. Amic, în concluzie. Asta se dă în ipoteză. Concluzie. Calculați măsurile celor două unghiuri. Concluzie, așa mic, ai da. Multe puncte. Da, A și B. Calculați. Măsurile celor două unghiuri. AOB e egal cu cât și BOC e egal cu cât. Calculați. Măsura unghiului AOB. AOB egal cu cine? Și măsura unghiului BOC. BOC egal cu cine? Și la B mic. Nu ne dă nicio valoare, nimic. Păi, da, dar vă zice că suplementare, nu vizea. Dă o informație. Uite, adiacente suplementare. Eu aici, asta am uitat să vă zic. Când scriu ipoteza, nu scriu acolo niște cuvinte ca fără nicio. Și gândesc. Eu gândesc foarte mult. Ce informație îmi dă șmecherul ăsta? Că ceva ascund el. Unghiurile astea sunt vecine. Sunt vecine. Și suplementare. Și fac cu 180 de grade suplementare. De gândul felul în unghi alungit? Da, sigur că da. Înseamnă că au alungit? Da, sigur. Deja îmi pleacă informația. Deci eu cuplez aici. Așa merge în mintea în ce moriș, că așa a dat drumul. Și zic, băi, ce fel face? Imediat da. Să gândim. Da. Scriem și B1, rămânem la A. Rămânem la A. Facem figura într-o parte. Două unghiuri adecente suplimentare. Din ce știu eu, înseamnă că ăsta două, semidreapta asta A. OC. O, A. Și respectiv OC. Că OB pare a fi
OB pare a fi aia comună, nu? Că e centrul da, aia așa. Da, spune. Bun. Și OC de aici. Deci am un unghi alungiță. Așa, aici e ce. Nu, nu știu nicio măsură. Știi că s-a dia, cinci suplimentare. Și știm că 5 AOB pe OC, adică... Ăsta câte grame ai? 180. Asta e mult. Da, asta știm că AOC e 180. Păi și știm atunci că COB e de 5 ori BOA, adică 180 se împărțim la 5. La câte? La 6. La 6. Pentru că avem 6 un... Cineva da 180 împărțit la 6, care va fi... B-O-C, de 5 ori, e mai mare, a, o, B. 30, da? 30. Înseamnă că? COB e 30. Înseamnă că COB, ai spus tu? Este 30. E de 5 ori? Da, este de 5 ori AOB, adică o să împar pe 180 la 6. Și AOB e 30. AOB e 30, atunci ăla o să fie... BOC este 150. BOC este 150, el e mai mare, de 5 ori ăla tu. De cine e mai mic? E mai mic AOB-ul. Atunci AOB, negru de la AOB. AOB are 30 de grame. Easy, simple. Da? 30 de grade am luat. Nu construim pe de... Și ce mai întreabă? Întâi avem răbdare. 30 de grade acolo. B. Scriem B. A, O, B. 30 de grade și eu am aflat deja și... Da, ce? Da, da, mă rog. Și-am terminat acum. Mai facem o dată. Deci, A, O, B și B, O, C, adiacente suplementare. Ai construit perfect. Știi că măsura lui BOC e de, lui BOC e de 5 ori măsura lui AOB. Ai construit 6. Adică tot ăsta mare sunt câte bucăți de astea? 6? Că 5 sunt aici. Și una acolo. Și una aici? De ce am pățit la 6? Și acum te întreabă, cât are unghiul AOB, cât are unghiul BOC? Păi am rezolvat, exact. Noi să demonstrăm. Cum redactăm? Acum redactăm. Demonstrație. Da? Demonstrație. La D-M. D-M. D-M și D-M. Așa. Da, să vedem pe capul mai sus. Cum redactăm? De la ce plecăm? AOB și BOC aliacente. Suplementare. Deci, de la asta plecăm. A, O, B. Și virgulă. B, O, C. Adiacente. Vorbește. A. Adiacente suplementare. Și ce mai știm? Măsura lui BOC. Deci, sunt adăugă, măsura lui BOC. BOC este egală de 5 ori măsura lui AOB. Și din asta și din acestea două rezultă că o să AOC. Da, pentru că tot ăsta mare de 6 ori AOB. Că 5 sunt aici. Dar sunt 5 aici, una aici, 6. Deci rezultă că măsura lui AOC. Măsura lui AOC. Egal de 6 ori. Egal de 6 ori AOC. Măsura lui BOC. Lui AO. AOB. Măsura lui AOB. Da? De 6 ori măsura. Și cu măsura lui AOC. Dar cum e măsura lui AOC? AOC. Dedesubt adaug. Măsura lui AOC. Egală cu cât, păpiciam? Deci vezi unghii dacă e adiacente suplimentare. Este 180 de grade. Egal 180 de grade. Din astea două acum. Deci nu mă profesor cum mai scrie. Vezi că dacă vezi pe partea asta, nu e. Rezultă și tu pune de desubt și mai de la capăt. Și așa mai rezultă. Da. Și tu duci în partea acolo, rezultă. Ce rezultă? Rezultă că... 180, așa. Nu, nu, așa scrie. Rezultă că AOC, măsura lui AOB, măsura lui AOB, va fi egal, dacă e de 6 ori, 180, deci va fi 180, aia așa scrie, 180 împărțit la 6. Și egal cu? Și egal cu 30 de grade, da? B egală cu 30 de grade. Și atunci BOC va fi egal cu AOC minus AOB. Sigur că da. Și atunci măsura unghiului BOC. COB. BOC. BOC. Este egal cu măsura unghiului AOC minus AOB. Minus.
Mă știu la un gând, la OB. Și de unde rezultă? Și egal, egal mai departe. Egal cu 180 minus 30 de grade. Egal cu 150 de grade. 150 de grade. Și iată cum am reușit repede să punem mâna și pe unghiul celălalt. Unul de 30 și altul de 150, lucru foarte important. Asta ne-a cerut la punctul A. Găsiți măsurile celor două unghiuri. Bun. Da? Și la punctul B acum. Te rog. Dacă M este un punct situat în interiorul unghiului BOC, M aparține interiorul unghiului BOC. BOC. Și măsura unghiului MOC e 30 de grade. MOC egal 30 de grade. Arătați că bisectoarea unghiului BOM se rezultă atunci, iată acum, asta e văzut în ipoteză, dragilor, da? În ipoteza generală, mai am și acest lucru. Și aceste informații. Informații. Da. Să rezulte că bisectoarea unghiului BOM, unghiului BOM, formează cu dreapta AC un unghi drept. BOM, bisectoarea unghiului BOM, formează cu dreapta AC. Așa. Și cu? Dreapta AC. Formează un unghi drept. Unghiul ăsta dintre ăștia două egal cu 90 de grade. Uitați-vă cum se scrie. Bisectoarea unghiului BOM, virgulă AC și dreapta AC egal unghi drept. Și scrie asta. Păi, da, să o desenăm. Bisectoarea lui BOM. Dar sunt același lungimi ca AP. Avem același context. Același, da? Păi atunci știm că COB era 150, adică o să luăm un punct M, pentru că spune că M că este 30 de grade. Punem raportorul pe M, pe CO și îi luăm 30 de grade ca să aflăm pe M. Deci, M o că, da? Da, îl aflăm pe M. Pe O că e bisectoare, a spus. Da, O că e bisectoare. Păi facem figura, dar e aceeași figură, e aceeași problemă, mama. Și acum ce trebuie să mai adăugăm? Tu vrei să facem figura? Nu, păi iată-i figura. Este, suntem în contextul de 5 ori, toate chestii, da. Figura este aceeași. Tot ea lucrăm. Păi acum o să căutăm pe M. Așa. Și ce mai dăm? M aparține interiorului BOC. Adică M o să fie pentru asta 30 de grade. M, o, de pe... M, undeva M, o să punem M, O, C, o să fie 30 de grade. Cum? Așa. Punem pe O, C. Punem pe O, C, cum spunem. Da, uite. Pun pe O, C. Pe ochi. Da. Și, David, de ce mi-ai spus că fac? O să iau 30 de grade. Așa, și fă 30 de grade și duc aici. Și am deja un aflat pe M. Și unii pe O acum. Și acum pe noi ne întreabă. M, David. M. 30 de grade. Notăm că avem și 30 de grade. Uite așa, o facem din 30 de grade. Așa, 30 de grade. Bisectoarea lui BOM trebuie să duce. Păi bisectoarea lui BOM este 100... Bisectoarea unde lui BOM, să fie cu literii mari. Așa, ai zis bine, Daria, că s-a rămas de 120. Chiar spune așa, cum ăsta au fost tot de 150. Da. Ăsta, noi l-am construit la 30 aici. Sau putem să spun că 180-60. Sau 180-60, cele două ori pe margine. Și era 120. Deci acum noi descriptem bisectoarea lui B, O, M. Ce face bisectoarea? Păi desfaște mijloc. Împarte unghiul B, O, M? În două. Adică o să fie bisectoarea lui M, O, B va fi de... Asta e 120-60, nu? 60-60. Așa. Deci noi acum, Daria, punem pe O, B sau pe O, M, cum îți vine mai bine, și trasăm în unghi de... 60 de grade. 60 de grade. Pune pe O, B. Așa. Ca lui B, O, M, o găsim. Ca lui B, O, M. Unghiul ăla din 120 de zis tu mai devreme. Și acum duc 60 de grade. Și ce punem? Ce literă? Și punem... Ce vrei tu? D. Da. D. 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 Așa. Da. Și atât am pus D aici. Și știm că O, D e bisectoarea lui tu, omă. Și da? Nu O, D. Și ăsta punem aici de 60 de grade. Cât de cât de grade este 60. Acolo? 60. Ăsta e 60. Ăsta e
Tori 60. Așa, și acum el te întreabă așa. Arătați-te bisectoarea unghiului, adică cu OD, împreună cu AC, împreună cu AC, deci OD, împreună cu AC, formează un unghi 90. Adică asta cu asta, practic. Sau asta cu asta. Formează un unghi 90. Păi da, nu am formează. Păi formează un unghi 90, deoarece avem 60 de grade de la OD 60. Și cu 30 la unghiul ăsta. A sau ce mai fi? AOB. Da, sigur de 90. Și gata, e problema. Mai ți-l redactăm? Redactăm, sigur. De la ce plecăm? De la ce știm? De la faptul că, că M se află în interiorul lui BOC. Scriem, demonstrație. Nu spunem mai întâi că AOB și BOC adiven... Adiacente suplimentare. Da. Deci zicem că unghiul... Ia plecăm. AOB și BOC. Adiacente suplimentare. Știm acolo că suma unghiilor respectiv, dar face 180 grade, da? Suplimentare. Bun. Ce mai știm? M aparține interiorului. De deci, toată lumea, M aparține interiorului. BOC. Astfel încât măsura lui MOC. Așa încât măsura lui MOC egală cu 30 grade. Nu e problema. Bun. Ce rezultă din asta? Că bisexuarea că măsoară că măsura lui BOM cât împreună? Acolate din cele două. Că măsura lui BOM egală cu 120 grade. Nu? 150 minus 30, dacă vreți. Egal cu măsura lui B, O, C. Așa că e, egal cu măsura lui B, O, C. O, C. Minus. Deci unde se întrămădește aici? Din ăsta rezultă. Și trebuie să scrii B, O, C, minus. Rezultă. Cu măsura lui B, O, M. Da. Cu măsura lui B, O, C, minus măsura. Minus măsura lui. Ce o M? Ce o M, da. Cu măsura lui B, O, C. Minus măsura lui ce egal? Și este egal cu 150 grade. 150 de grade. Minus 30 grade. Așa, și care face? Care face 120 de grade. 120 de grade. Și știm că BOM este 120 de grade. Noi trebuie să aflăm bisectoarea lui. Nu, deci acum scriem aici. Deci știm că măsura lui... Care? Măsura lui... Nu, știm că OD e bisectoare. Nu. OD... Adăugăm. Măsura lui B, OM. Măsura lui B, OM. E tocmai ce am aflat. Egal? Tocmai preiau. 120 de... Numai dacă mi-a dat 120 de grade. De desut adaug că OD... OD. Se dreapta OD. Bisectoarea... Bis. A cărui? Lui MOB. Bisectoarea... Sau buomă, cum vedeți dumneavoastră? Da, buomă. Fiind bisectoarea acestui, acolată din cele două, știu eu că bisectoarea parte unghiul două părți. Adică zic că atunci că unghiul, măsura lui B-O-D. Măsura lui B-O-D. Ce înseamnă? Măsura lui B-O-D egală cu măsura lui B-O-M. Egală cu măsura lui... Măsura lui... Lui M-O-D. Nu. D-O. D-O-M. Să mergi mai întâi, da? D-O. D-O. Da? Da? Și egal cu D-O-B. Cu B-O-M pe 2. Așa. Da? Zic că are măsura lui. Măsura unghiului B-O-M. Totul pe 2. Și pe B-O-M avem 120 și atunci îmi permit să spun că este egal cu 120 de grade pe 2 și egal cu 60 de grade. Deci nu vorbim decât în... Și rezultă, scrii, nu sunt capi, scrii la cap și rezultă că măsura lui B-O-D... B-O-D... Dar 60 grade...